Majoritatea oamenilor cred că suma de bani pe care o dai ca să-ți cumperi un lucru reprezintă costul total pe care trebuie să-l plătești ca să deții bunul respectiv. Însă, în realitate, există numeroase alte costuri pe care trebuie să le plătești ca să poți beneficia și să te bucuri de bunul respectiv. Iar acele costuri trebuie luate în considerare înainte de a face o astfel de achiziție. De aceea, în videoclipul de astăzi vreau să-ți prezint cele 7 elemente care intră în costul real al deținerii unui lucru de care ar fi bine să ții cont atunci când vrei să-ți cumperi ceva. Așadar, să dăm drumul la treabă! Cu excepția situației în care îți păstrezi toate posesiunile materiale pe jos, un prim cost care apare imediat după ce îți cumperi ceva este costul depozitării sale. Hainele pe care le cumperi trebuie să stea într-un dulap. Vesela aia pe care o folosești doar la Crăciun și la Paști are și ea nevoie de un spațiu de depozitare ca să nu se umple de praf sau să o spargi din greșeală. Deși, în mod normal, laptopul pe care îl folosești ar putea să-ți stea și în poală, cel mai probabil o să vrei să-l ții pe un birou ca să lucrezi mai confortabil. Iar tu te simți mult mai liniștit când ai un loc de parcare al tău unde poți să-ți parchezi mașina când ajungi acasă, fără să mai fi nevoit să faci 3 ture în jurul blocului de fiecare dată. Ce vreau să subliniez cu aceste exemple este faptul că fiecare lucru pe care îl achiziționezi și îl aduci în casa ta are nevoie de un loc al său unde să fie protejat și ușor accesibil. Când ai puține lucruri, asta nu este o problemă. Găsești loc pentru toate. Însă, cu cât îți cumperi mai multe lucruri, problema spațiului de depozitare devine din ce în ce mai mare. Mai ales dacă obișnuiești să achiziționezi lucruri pe care le folosești o dată sau de două ori pe an. Iar cu fiecare șifonier, dulap, bibliotecă sau raft pe care îl cumperi sau îl închiriezi ca să îți depozitezi posesiunile materiale, cu atât crește costul depozitării lor. Un alt cost care apare imediat după ce achiziționezi ceva este costul întreținerii sale. Iar aici mă refer la mentenanța și curățarea sa. Ambele sunt activități necesare dacă vrei ca bunul cumpărat să funcționeze în mod corespunzător. Un prim exemplu care îmi vine în minte aici sunt laptopurile. Ele trebuie șterse de praf în mod regulat. Iar, cel puțin o dată pe an, trebuie duse la un serviciu pentru a fi curățate de praf în interior și schimbată pasta termoconductoare de pe procesor, ca să nu înceapă să se supraîncălzească și să vezi în fiecare zi The Blue Screen of Death. În mod similar, papucii pe care îi cumperi trebuie curățați și igienizați în mod regulat dacă vrei să reziste și să arate bine o perioadă cât mai lungă de timp. Nu în ultimul rând, mașina pe care o deții are nevoie să-i schimbi uleiul după un anumit număr de kilometri, să-i înlocuiești filtrele, plăcuțele de frână, kitul de ambreiaj și toate celelalte consumabile necesare pentru a funcționa cât mai bine. În plus, vrei să o păstrezi curată și îngrijită atunci când o folosești. Toate acțiunile astea de întreținere au un cost pe care trebuie să-l plătești an de an. Iar el se plătește cu bani, cu timp sau câteodată cu ambele, în funcție de cât de mult le poți delega. Drept urmare, fiecare lucru pe care îl aduci în casa ta și care are nevoie de mentenanță și curățare, îți majorează costul întreținerii lucrurilor. Multe dintre lucrurile pe care ni le cumpărăm au nevoie de un tip de combustibil pentru a le putea folosi. Mașina are nevoie de benzină, motorină, GPL sau mai nou curent electric dacă vrei să te deplasezi cu ea. Iar device-urile pe care le folosim zi de zi au nevoie de curent electric. Fie că trebuie să stea în permanență în priză, fie că trebuie să le încărcăm aproape în fiecare zi. În consecință, fiecare device, vehicul sau alt lucru pe care îl cumperi și care are nevoie de o anumită formă de combustibil pentru a putea fi folosit, duce la o creștere a costului alimentării lucrurilor. Gândește-te puțin doar la factura de curent electric. Unul va fi consumul tău de energie dacă ai doar un laptop, un smartphone și un televizor. Și altul va fi dacă ai un televizor în fiecare cameră, un sistem audio, un PlayStation, un PC, un laptop, o tabletă, un smartphone, un smartwatch, un Google Nest și așa mai departe. Acum vreau să fie clar, eu nu zic să nu-ți cumperi toate aceste lucruri dacă ele îți aduc beneficii sau îți oferă plăcere. Zic doar să conștientizezi că fiecare dintre ele îți majorează câte un pic costul pe care trebuie să-l plătești ca să le folosești. Cel de-al patrulea element ce intră în costul real al deținerii unui bun este costul accesorizării sale. Ții minte vremurile alea când îți cumpărai un telefon și el venea cu toate accesoriile necesare ca să-l poți folosi la capacitate maximă? Ei bine, de câțiva ani lucrurile nu mai stau așa.
Acum, dacă îți cumperi un telefon, trebuie să-i cumperi și o husă, să-i pui și o folie și, în unele cazuri, trebuie să-i cumperi încărcător și căști separat. Iar, dacă vrei să-l personalizezi, poți să achiziționezi un grip ca să-l ții mai confortabil în mână și axibilduri ca să se diferențieze de al celorlalți. Iar fenomenul ăsta nu este prezent doar la telefoane. Există accesorii pentru aproape orice. De exemplu, când căutam mobilier pentru noul meu birou, am găsit tot felul de accesorii la care nu m-aș fi gândit niciodată că aș avea nevoie. Și, dacă nu aș fi fost cumpătat, aș fi putut foarte ușor să cad în capcana de a le adăuga în coș pentru ca ulterior să le folosesc din an în Paște. Ce vreau să subliniez aici este că există multe situații în care simpla achiziționare a unui lucru pare a nu mai fi suficientă dacă vrei să-l folosești la capacitate maximă. Însă, de cele mai multe ori, asta nu este altceva decât o convingere falsă indusă de marketingul agresiv. Iar dacă nu ești atent, există posibilitatea să plătești pe accesorii la fel de mult cât ai plătit și pe obiectul inițial. Fie că ne place sau nu, lucrurile se strică. Iar câteodată, asta se întâmplă indiferent cât de multă grijă avem de ele. De aceea, o altă componentă a costului real al deținerii unui bun este costul reparării sale. Iar dacă nu mai poate fi reparat, acest cost al reparării se transformă într-un cost al înlocuirii sale. Drept urmare, cu cât deții mai multe lucruri și cu cât ele sunt mai complicate, cu atât costurile reparațiilor și ale înlocuirilor cresc. Următorul element care intră în costul real al deținerii unui bun este unul care consumă energie mentală. Iar aici mă refer la faptul că trebuie să te gândești în mod constant la lucrurile pe care le deții. Ca să fie mai clar la ce mă refer, vreau să-ți dau câteva exemple. Dacă ai o mașină, știi că trebuie să-i faci ITP-ul, să-i faci o asigurare RCA și să-i schimbi cauciucurile de vară sau de iarnă. Similar, dacă știi că laptopul este instrumentul cu care câștigi bani, trebuie să-ți programezi mereu să-l duci în service pentru curățare. Iar dacă ai o ținută pe care știi că vrei să o porți la anumite evenimente, trebuie să te asiguri că este curată și călcată înainte de ziua respectivă. Toate aceste task-uri pe care știi că trebuie să le faci îți consumă energie mentală. E adevărat? Poți să setezi remindere în telefon pentru ele. Însă când primești notificarea, tot va trebui să te concentrezi pe executarea lor. Iar cu cât ai mai multe lucruri de care trebuie să ai grijă, cu atât vei consuma mai multă energie gândindu-te la ele. Un cost similar celui menționat mai devreme, dar care declanșează o stare permanentă de anxietate, este cel dat de îngrijorarea continuă pentru lucrurile tale. Iar dacă deții o mașină, știi exact la ce mă refer. De câte ori nu te-ai stresat datorită faptului că nu știi dacă ai parcat bine, dacă ceilalți au loc să treacă pe lângă tine, dacă nu cumva ai parcat pe locul cuiva și urmează să te trezești cu o urmă de cheie pe portieră, etc. Și am mai văzut un astfel de comportament și cu hainele sau papucii foarte scumpi. Proprietarul lor e mereu îngrijorat să nu le boțească, să nu le murdărească, să nu le piardă și așa mai departe. Tipul ăsta de îngrijorare se manifestă de obicei atunci când îți cumperi un lucru mai scump decât îți permiți. Iar din cauza asta, repararea sau înlocuirea lucrului respectiv este un cost pe care nu l-ai putea suporta. De aceea, cu cât ai mai multe lucruri pentru care îți faci griji în mod constant, cu atât vei fi mai stresat. Iar asta îți va afecta sănătatea, atât fizică cât și mentală. Acestea sunt, după părerea mea, principalele componente care intră în costul real al deținerii unui lucru. Dacă ți-au plăcut informațiile prezentate până acum, asigură-te că ai strivit butonul de like dacă nu ai făcut-o deja. Iar dacă știi și alte costuri care țin de deținerea unui bun pe care nu l-am menționat, scrie-le în secțiunea de comentarii. După cum ai văzut, prețul pe care îl plătești pentru un anumit produs nu reprezintă costul său total. Odată ce ne cumpărăm un lucru, de multe ori plătim în mod constant pentru a-l folosi și a beneficia de pe urma lui. Câteodată cu bani, câteodată cu timp, câteodată cu energie mentală și câteodată cu toate trei. Acum, s-ar putea să te întrebi, și ce înseamnă asta? Că nu ar trebui să mai cumpăr niciodată nimic? Nu! Eu îmi cumpăr mereu lucruri care îmi plac și care îmi aduc valoare. Însă, sunt foarte atent ca ceea ce aduc în casa mea să-mi fie cu adevărat util și să fiu dispus să plătesc costul său real. De aceea, ce îți recomand eu este ca, înainte să achiziționezi un lucru, să iei în calcul întregul său cost. Pe lângă prețul de la raft, întreabă-te cât te va costa mentenanța și curățarea sa
și cât timp va trebui să-ți dedici pentru aceste activități. Trebuie să mai cumperi ceva ca să-l depozitezi în siguranță? Este un bun pentru care, dacă vrei să-l utilizezi, va trebui să plătești mai mult pe combustibil sau energie? Cât de mult te va afecta dacă îl strici sau spargi a doua zi după ce l-ai cumpărat? Și alte întrebări similare. Odată ce răspunzi sincer la aceste întrebări, îți va fi mult mai ușor să evaluezi dacă ești dispus să plătești costul real al lucrului respectiv sau te poți lipsi de el ca și până acum. Iar astfel, achizițiile pe care le vei face vor fi mult mai deliberate și te vei bucura mai mult de ele. Acestea fiind spuse, eu îți mulțumesc că ai urmărit videoclipul până la final. Dacă ți-au plăcut informațiile prezentate în el, amintește să apeși pe butonul de like, să te abonezi la canal, să activezi notificările și să-l arăți unui prieten care vrea să vadă care este costul real al deținerii unui bun. În plus, dacă apreciezi genul ăsta de conținut și vrei să ai acces la videoclipuri exclusive, create la sugestia comunității sau chiar la o sesiune lunară de grup de întrebări și răspunsuri cu mine, apasă pe butonul de join și vezi ce beneficii obții dacă devii membru al canalului. De asemenea, nu uita că poți să primești o acțiune gratuită în valoare de până la 100 de euro de la Trading212 dacă folosești codul promoțional OVIDIU după ce te înregistrezi. Nu în ultimul rând, te invit să mă urmărești și pe Facebook, Instagram și TikTok, unde postez aproape în fiecare zi. Iar până data viitoare, amintește-ți că cel mai bun lucru pe care îl pot cumpăra banii este liniștea financiară.